Îmi venea să întreb pe Andra în timp ce cântai, știi, dar cum face treaba aia din gât, cum e sunetele alea? Am avut senzația că am ascultat o voce și un instrument. Mă bucur că în 2017 putem să ascultăm așa ceva de la un copil... La un copil, e un copil, ești un copil la vârsta asta. Chiar nu mai știu ce să spun. Pe cine asculți din folclor? Iartă-mă, am o curiozitate. Bineînțeles, pe Grigore Leșe. Ce fun? Pe tine. Pe mine? Da. Mi-aș dori foarte mult să cânt cu Andra sau măcar să îi dea un autograf. Deci dacă vrei să cânti cu mine acum, acum cântăm ce ai îmi doresc. Acum? A dat-mi un microfon să cânt pe ea. Așa simt că nu se pierde folclorul nostru. Bucuria e și mai mare când văd că un copil vine și interpretează o doină atât de grea. Cântă cu cubată vina, iar sună Bucovina. Cântă cu cuntru îmbrătuț, iar sună cernăuț, măi măi. Mai lăsați cucu-n pace, fetelor. Ai, ce frumos am fost, doamne. Andra și Andreea. Eu zic da. Da? Da. Ai patru de da, mergi în etapa următoare. Felicitări încă o dată. Ți-a zis cineva să ne iei în brațe? Nu. E obligație de serviciu. Ea știe tradiția de la Romneu tale. Opa. De când sunt eu aici, e prima dată când îmi place genul ăsta. Ești exact ce mi-a recomandat doctorul. Bravo, bă! Ciocolată fără zahăr, așa. Ești atât de frumoasă, atât de feminină, atât de beluciană. Că n-ați văzut nimic. Genial, genial. Bă, ești prost. Bă, zic să fugim, patigarzii.